pentru a depista, participați la trafic, care nu știu că e practic pe destul de des în Arăințeală, ca și în alte domenii. Cum funcționează mai întâi? Cum funcționează? Păi se, prima dată se instalează, după cum ați observat aici, pe un sens de mers, pe sensul dinspre Cluj, în cazul de față, și se are un monitor de control acolo care se vede. Deci se vede dacă e focalizată bine camera, se poate regla, se poate mișca. Are senzor de mișcare, în momentul când ieși din mașină din sensul ăla, se pornește, se declanșează camera, senzorul declanșează camera și se focalizează numărul. Dacă apucă să o prinde bine, dacă nu, următoarea. De regulă, prima mașină nu apucă să nu și cât vrei să rămâne la mine? Asta e întrebare destul de grea pentru mine, 2-3 zile. Și e primul județ în care ați venit cu mașina? Nu e primul, noi suntem dintre ultimele. Deci au început când s-a implementat sistemul ăsta, în 2010. Atunci au fost montate câteva camere fixe și la noi în regională, asta e cameră mobilă. Și din câte știu, mai este una. Și merge prin rotație. Pentru că nu se poate supraveghea întreaga rețea. Și cumva cam care e frecvența șoferilor fără rovinetă pe care îi depistați? Nu pot să vă spun, nu am cum să știu, dar este. Deci, după părerea mea, cam 30% nu știu că la noi în județ. Sistemul dumneavoastră este conectat direct la baza de date a CNADR-ului? În domeniu, în sistem înainte și din verificările care le-am făcut, am găsit o grămadă fără. Sistemul e conectat direct la baza de date a CNADR-ului? Da, da, pe serverul lor, se înregistrează direct acolo și acolo face urmărirea, deci verificarea dacă au sau nu au, care are, e ok. Deci, oră care nu are, urmează, spune că nu are și urmează identificarea. Cine e proprietarul? În cât timp primesc șoferii amenziile? Câteva zile, în primul luni, maxim 30 de zile.